În primul rând, vreau să spun că este absolut inuman să te pună cineva să alegi dintre cărțile pe care le-ai citit până la un anumit moment dat în viață. Este o alegere pe care e foarte greu să o faci. Totuși, din cauza obsesiv-compulsivității de care dau dovadă, mi-am mi -am împărțit viața de până acum în trei mari etape. Prima etapă uh, ar fi cea adolescentină și preadolescentină. Bineînțeles că din întreg range de, de cărți pe care le-am citit, sau am fost obligat de către părinți să le citesc la vârsta aceea, am adus cu mine o carte, Cireșarii a lui Constantin Chiriță. De fapt, sunt cinci volume. O carte după care Bineînțeles, toată lumea știe: s-a făcut și un serial și s-a făcut și un film în 84 sau 86, dacă nu mă înșel. Această carte reprezintă un întreg arsenal de alte cărți. De la Jules Verne la uh, Tom Sawyer sau uh, alte cărți care trebuie să le citești în acea perioadă, la acea vârstă. Este exponentul românesc la cărțile care te formează ca și adolescent, care îți arată cât de frumoasă poate să fie viața. Deși în perioada aceea era mult prea, prea tânăr și citeam forțat de către părinți, aceste, aceste cărți mi-au deschis un orizont spre frumos. Spre o înțelegere a lumii prin ochii diferiților scriitori. Bineînțeles că pe urmă, mai târziu, au venit alte cărți cu alt tip de acțiune. A doua perioadă din viață este cea din perioada facultății, din zona terminărilor studii facultății. În anul 2 de facultate am jucat într-un spectacol. Se numește Hamlet, regizat de Vlad Mugur. Nu pot să spun ceea ce a însemnat pentru mine să joci într-un astfel de spectacol cu un asemenea regizor. Dar după ce spectacolul s-a terminat. A apărut o carte, Vlad Mugur, spectacolul morții. De fapt, nu este neapărat o carte, ci este o, o culegere de texte despre, despre Vlad Mugur, despre construcția spectacolului, despre opinii și păreri ale regizorului legate de, de, aceast, de acest spectacol, care, de altfel, m-a și marcat extraordinar de mult. Mă aflu în a treia perioadă a vieții, când sunt doctorand și în urmă cu trei ani am descoperit o carte a lui Ioan Popcurșeu, Magie și vrăjitorie în arta românească. O carte care m-a făcut să înțeleg și m-a ajutat să îmi shiftuiesc atenția în domeniul meu de activitate, în cazul de față cinematografic, spre o zona non-realismului, a supranaturalului. Plecând de la această carte, am înțeles că copierea realității uh, nu mă ajută, nu mă interesează în momentul de față, în cinematografie. De asta, această carte poate să fie acel ceva care mi-a dat un imbolt spre a merge spre noua mea direcție.